Da, mișto. Ai avut o idee tare interesantă să ieșim în parc. Cum de, îți place natura? Băi, nu chiar, dar m-am gândit că este mai bine decât la restaurant, pentru că noi acum suntem la prima întâlnire și nu avem de unde să știm cum iese, știi? Și n-aș vrea să cheltuie aiurea. Da, e mai bine așa. Dar cum te-ai gândit să mă inviți? Băi, sunt disperat. Dacă nu ceva, simt că iau razna, efectiv. Da. Tu cum te-ai gândit să vii? Am văzut pe Instagram pozele tale alea super șmechere cu BMW-ul, casa, curte mare, mișto. Băi, casa nu este a mea, este a unui prieten, pozele sunt făcute la el, eu de fapt stau într-o garsoneră în Berceni. Dar BMW-ul e al meu, în leasing. A, da? Da. E bine, oricum să știi că prefer mai mult mașina decât casa, adică la urma urmei cu mașina ieși în oraș, cu mașina te vede lumea, știi? Exact, exact. Apropo de mașină, mie mi-e cam fric puțin, vrei să mergem să ne vorbim mașina? Da, chiar e fric, da. Hai. Și a zis ce ți-a plăcut la mine? Curul, țâțele, într-un cuvânt că ești bună. A, și pozele tale sexy, știi? Mereu în lingerie intimă, mereu în costum de baie. Pare așa ca în panoramă și m-am gândit că ți-o tragi din prima. Asta m-a motivat să insist, știi, să ne vedem. Ai serios, dar nu mi-a mai tras de un an de zile. Da. Serios? Adică pozele alea de pe Instagram cu foarte multe like-uri nu prea funcționează, sincer. Ciudat. Cred că mai mult din hipă bărbații sau habar n-am. Dar sincer, acum tu ai făcut vreodată la pozele mele? Da, am făcut de și? Câteva ori. A fost drăguț, da. Mi-a plăcut. Apropo de chestia asta, ți-ar plăcea să mergem la mine să vedem un film? Mi-ar plăcea să vedem un film chiar și aici pe bancheta din spate, că văd că e spațioasă și sunt și disperată. Dar n-aș vrea să pară că citez ușor, știi? Adică totuși aparențele. Da, înțeleg perfect asta cu aparențele, pentru că la fel și eu cu mașina, știi? Rata este foarte mare și efectiv mă ucide. Ies noaptea, fac Uber ca să mai câștig niște bani, mai iau din pensie de la bunica mea să mai acopăr acolo la rată, dar n-am cum să o dau, pentru că mă gândesc, spre exemplu, băi, ce zice mă baba aia de la parter care mă vede mereu când parchez mașina? Ce o să zică? Că o să mă vadă cu vreo Skoda? Că sunt un ratat? N-am cum, înțelegi? Trebuie să o țin. Da, nu, e mai ok așa. E ok, păstrează-l. Dar pasiune ai? Da, să femei și să par șmecher. Sau măcar să pară femei, știi? Măcar atât. Important. Da. Tu? Ai pasiune? Da. Shopping, Instagram, vorbesc cu bărbați cu care știu că nu o să am treabă niciodată, dar vorbesc cu ei doar ca să-mi iau doza minimă de atenție. Cam tot ce fac fetele în ziua de astăzi și cam tot ce este în trend. Shooting-uri, operații estetice, uneori stau în casă, mă îmbăt singură și plâng. Doar pentru că mă frustrează foarte tare faptul că toată lumea mă crede o curvă plină de bani și eu n-am nici măcar de chirie. Adică sunt și mă simt goală pe dinăuntru, dintre astea. Da. Și eu mai plâng uneori. În special la filme romantice, când mi se mai face dor de maică mea. Și uneori când pur și simplu obosesc să mă dau ceea ce nu sunt și eu pur și simplu cedez emoțional. Știi? Și atunci plâng. Dar o fac undeva unde să nu mă vadă nimeni. Spre exemplu, noaptea în pernă, știi? Da, știu ce zici, da. Dar tu, în esență, cine ești de fapt? Băi, cred că în interiorul meu sunt un băiețel singur și nemângâiat, care are nevoie de afecțiune și de multă iubire. Și cred că asta sunt de fapt. Tu cine ești? La fel ca tine. Băiețel nemânghiat? Nu. O fetiță singură care nu știe ce caută pe lumea asta și care trăiește doar așa, prin imitație cu ce e la modă. Înțeleg. Da. Planuri de viitor ai? Da. Să par șmecher. Vreau să-mi iau un M5. M5 este un BMW cu motor mult mai mare și cu 6 de cai putere. Și senzația, mă, de bărbăție, mă, că ești șmecher ca asta, știi? Vreau să par. Să par. Să pari. Să par șmecher, asta e ideea, da, da. Tu? Eu vreau să mă mărit. Mult succes. Mersi. Da. Ce vreau să te mai întreb? Dacă acum ar fi totul posibil, să zicem, da? Unde ți-ar plăcea ție să fii sau ce ți-ar plăcea să faci? Sincer? Da. Să știi că mie îmi place că stăm aici în mașină și povestim. Da, cred că chiar aici mi-aș dori să fiu. De ce? Ție unde ți-ar plăcea să fii? Băi, nu știu, dacă ar fi totul posibil,
eu cred că aș vrea să mergem acasă la mine. Și nu știu, să stăm așa, să ne liniștim, poate să bem un ceai, știi? Și apoi... apoi să mai stăm să mai ascultăm puțină muzică, apoi să... și după aceea să stai așa niște felii de fructe, să le pun frumos pe un platouaș și să-ți aduc la pat. Da. Ce romantic ești. Tu chiar ești romantic. Ei, sunt. Nu. Ce te gândești? Mă gândeam cam care ar fi șansele ca peste 2-3 ani, de exemplu, să mă cer de nevastă. Dacă am fi într-o relație, zic. Băi, depinde acum, nu știu, dacă îmi spui, spre exemplu, că nu te mai nimeni ca mine, da? Și mă țin noaptea în brațe când plâng, că a venit rata la mașină, pentru că, sincer să spun, uneori, aș da orice pentru o îmbrățișare reală. Auzi, fii atent. Deci dacă vrei, în public, eu pot să-mi țin ciocul mic. Adică acasă te mai cicălesc, îți mai fut una peste ochi dacă nu ai dreptate, dar în public îți promit și îți jur că tu o să fii cocoșul. Îmi place asta. Și plus că, fii atent, părinții mei stau la țară. Așa. Deci dacă iei de un curcan de curte, o jumătate de porc, lapte, brânză, ouă, nu-i problemă. Plus că au și niște pensii bunicele, deci am putea să mai tragem niște bani de acolo pentru rata la mașină. Băi, să știi că există șanse. Să ce? Există șanse de căsătorie. Hai, bine, zi... nu am... Da. Eu așa simt. Nu cred. Serios. Hai, serios. Deci am... Simt. Nu, simt așa. Filmul la mine? Serial. Ceva cu multe, multe sezoane. Go! We'll be right back.